Domnul profesor, ne aflăm în codrul secular Slătioara. Ce ne puteți spune, vă rog, despre dinamica pădurilor de aici? Da, ne aflăm la intrarea în codrul secular Slătioara. Ca să ajungem în adevărata inima codrului secular Slătioara, trebuie să parcurgem și zona tampon, să ajungem cel puțin până la cascada Lătoace și mai sus, pentru a putea da detalii despre dinamica codrului secular Slătioara. Foarte mulți specialiști vin pe aici și își dau cu părerea despre codrul secular Slătioara, dar vreau să vă spun că codrul secular Slătioara, ca orice pădure naturală, are o dinamică sesizabilă numai eventual în anotimpuri, dar care se desfășoară inclusiv în perioada repausului vegetativ, ceas de ceas și minut de minut. Transformările sunt atât de mari și atât de discrete, încât cu mare greu reușești, prin suprafețe de probă permanente, să vii să le surprinzi. Noi aici, în cadrul stațiunii de cercetări ale ICAS Câmpul Lung, am declanșat cercetări din 1978. Avem o suprafață de probă amplasată în 1978, apoi încet încet am venit, le-am îndesit atât în zona de jos a amestecurilor de molit Bradfag, cât și în zona de sus de molit. De ce fac această diferențiere? Pentru că fizionomia dinamicii în zona de molit Bradfag este una și în zona de molit este cu totul alta. Și acum să trec direct la subiect. Noi am abordat dinamica pădurii naturale printr-o teorie fundamentată în jurul anilor 1970, teoria fazelor de dezvoltare. Las la o parte că acum, mai nou, cu modele, ea devine din ce în ce mai lăsată la o parte, dar eu cred că pentru publicul larg și pentru noi, ca model intuitiv, este foarte nimerită. Teoria fazelor de dezvoltare. Numim fază de dezvoltare o zonă distinctă sub raport structural, dar și funcțional, din cadrul unei anumite păduri naturale. Deci, dacă intrăm într-o pădure și vedem zone cu structuri diferite, deci diametre, înălțimi, compoziție de specii diferite, atunci putem să diferențiem cu un ochi format diverse zone într-un mozaic structural, funcțional, care asigură tocmai perenitatea pădurii naturale și dezvoltarea ei discretă. Adică acest mozaic este o caracteristică de bază a unei păduri naturale. Este. Necontestat. Este. Mozaicul este format din faze de dezvoltare inițială, optimală, terminală, de degradare și de regenerare. În cadrul fazelor optimale putem diferenția, mai ales în păduri de amestec, faza optimală timpurie, optimală propriu-zisă și optimală târzie. În fazele de dezvoltare terminală și de degradare putem defini faza terminală și faza de terminală cu regenerare, faza de degradare și faza de degradare cu regenerare. Aceste transformări se datoresc, în primul rând, regenerării pădurii, capacității de regenerare a pădurii, dar și acestui mozaic în care fazele de dezvoltare au niște granițe mai discrete sau mai evidente, granițe care constituie, de fapt, o rețea de potențial ecologic. Acolo se produc transformările, încet, încet, și expansiunea, respectiv restrângerea unei anumite faze de dezvoltare. Îmbinarea acestor faze de dezvoltare într-un adevărat puzzle reprezintă ceea ce se numește textura pădurii naturale. În cadrul texturii pădurii naturale sunt unele faze cu niște
funcții sau meniri, dacă vreți, cu ghilimele, diferit. Faza de regenerare, terminală cu regenerare, degradare cu regenerare. Bineînțeles, este predominantă declanșarea regenerării naturale. În fazele optimale și terminale culminează creșterile și acumularea de masă lemnoasă. În faza de degradare terminală și de degradare culminează acumularea de lemn mort la sol. O caracteristică de bază a unei asemenea păduri naturale. Fără lemnul mort, de altfel, poți să vedeți o planșă cu lemnul mort în funcție de înălțimea superioară. Și veți vedea că ajunge în codrul secular Slătioara lemnul mort până la 35% din volumul masei lemnoase. Destul de mult. Foarte mult. Destul de mult. Da, revenind, mozaicul structural funcțional, prin faptul că are fazele specializate, prezintă marele avantaj că sunt alternanțe de structuri de aceeași vârstă, de cechiene, da, cu structuri pluriene, adică vârste de vârste diferite, fapt care face ca efectele perturbărilor majore care s-au întâmplat în pădurile din jur, în special în monoculturile de molit, să nu fie sesizate în un asemenea mozaic. Acest mozaic care are capacitatea de a tampona perturbări, inclusiv perturbările majore. Sigur că în cazul unor efecte catastrofale, nici măcar pădurea naturală nu le poate evita, dar le poate tampona, le poate diminua. Adică impactul unei catastrofe, să o numim exact, așa, asupra unei, unei păduri naturale este semnificativ mai mic decât în cazul unei păduri cultivate. Da. Rugămintea mea este, ca profesor care învățați de alecție, nu-i mai spuneți catastrofă, spuneți-i perturbare. Perturbare. Pentru că astea toate sunt integrate în metabolismul ecosistemic al pădurii naturale. Pădurea naturală de atâtea sute de milioane de ani are capacitatea de a le tampona. Venim noi și facem câte o carie și stricăm, dar în rest totul merge foarte bine. Foarte bine. Am reținut. Da. În ce se diferențiază acest codru? Ce are el, să spunem, particular față de altele asemănătoare? Eu vă pot spune numai în situația, în trei situații pe care l-am cercetat. Față de codru secular de la Jumalău, față de codru secular de la rezervația de molit cu pin cembra din Călimani. Fizionomia fazelor de dezvoltare, în primul rând, este mult diferit. Noi judecăm fizionomia fazelor de dezvoltare în baza unor parametri structurali, înălțimi, diametre, desimi, compoziții și în baza unor parametri funcționali, regenerare, acumulare de lemn mort, creștere. Ei, și în cazul ăsta, toți acești parametri diferă, ceea ce ne ajută mult la diferențierea fazelor de dezvoltare în teren, acea textură a pădurii naturale. De exemplu, în pădurea de molit, lucrurile sunt relativ clare. Delimitările sunt clare și nici nu sunt atâtea faze de tranziție, adică optimală. E mai simplu acolo. Da, e mai simplu. E mai simplu nici fazele cu regenerare. În pădurea subalpină de pin cembra și molit, putem întâlni aceste faze de dezvoltare cu o tranziție mai discretă și în care putem avea chiar o serie de perturbări, cum ar fi zăpada sau chiar vântul pe unele suprafețe. Sigur că astea, trei situri de studiu, eu mi-am permis să le numesc o complementaritate pentru mănăstirile pictate din Bucovina. Sunt și astea un fel de mănăstiri, sunt ale noastre, ale silvicultorilor, trebuie să ne
străduim să le menținem cât mai intacte și să lăsăm pădurea ca să ne indice mai departe, pentru că el, pădurea, este cel mai mare maestru al laboratoarelor noastre. Ceea ce se regăsește și în sloganul Facultății de Silvicultură de la Suceava, da, da. Laboratorul nostru este pădurea. Mi-a plăcut că tinerii mei colegi au ales acest slogan. M-a uns la inimă când am intrat prima dată în holul universității și am văzut, uite, domnule, că lucrurile se îndreaptă spre bine. Da. Acest codru e bine de menționat, un codru secular, Slătioara, că recent a fost inclus și în rețeaua UNESCO, să o numesc așa, adică importanța ei este recunoscută acum și la nivel mondial, adică din punctul meu de vedere, o chestie care merită să ne lăudăm, să le spunem și altora, de cât de valoroase sunt aceste coduri. Dacă avem timp, am o istorie a desemnării codrului secular Slătioara ca rezervați. Încă din 1897, parcă, de la vizita lui profesorului de biometrie de la Bocu, de la Viena, a atras atenția. Dar a venit Franz Cech, format tot la Viena, și care a găsit această zonă foarte intactă și pentru care, la primul amenajament, i s-au aprins becurile. Și a zis, zona Slătioara o lăsăm, le-a spus la colaboratori, o lăsăm albă. În ce perioadă, în ce an se întâmpla? După 1880. După 1880. Lucrurile astea foarte bine. Amenajiștii au înțeles pe șeful lor și au lăsat zona albă Slătioara, aici vreo 800 și ceva de hectare. Dar în 1935, sub diverse influențe, sub oblăduirea mitropolitului Nectarie, ironia face că era originar de aici, de la Stulpicani, din apropiere, sub presiunea lipsei de lemn și a tentației profiturilor din valorificarea lemnului, s-a hotărât să fie într-o primă etapă marcați arborii, așa zici, de igienă. Pentru a-i putea scoate, a fost făcut un contract cu un afacerist evreu care era să dea în aer cascada Lătoace și de să deschidă drum liber către inima codrului secular. Întâmplarea face că acest Franz Cech, care a protejat-o și a lăsat-o și care era angajat ca pensionar la serviciul de amenajări de la Fondul Bisericesc din Cernăuț, află de toate chestiile astea. Asta se întâmpla prin 35-36. Vine la București, ministrul agriculturii era Ionescu Sisești, secretar de stat la silvicultură, profesorul Marin Drecea, și declanșează, printr-un memoriu, o anchetă grozavă. Ministrul desemnează o comisie condusă de profesorul Marin Drecea, vin la Stulpicani, constată că lucrurile stau, cum spunea bătrânul Ceș, las la o parte faptul că odată pe culoarele de la direcția Fondului Bisericesc s-a întâlnit cu mitropolitul și a spus, domnule Ceș, am vrea să vă retrageți, sunteți pensionar de atâta timp, lăsați chestiile astea. Și deci vine comisia, constată, sancționează șeful de ocol de la Stulpicani și ei, Fondul Bisericesc, ca să poată exploata codrul secular Slătioara, au avut o altă ofertă, codrul secular de la Giumalău, zona Giumalău. Și rămâne ca rezervație codrul secular Slătioara, da, bonus, rămâne codrul secular Giumalău. Iată cum, cred că unica dată și prima dată în istoria silviculturii, cineva s-a ales cu încă o rezervație. Cineva este fiind silvicultura bucovineană. Și așa că
patrimoniu s-a mărit cu 300 de hectare codrul secular de mal. Un lucru pozitiv. Un lucru pozitiv. Interesant. Ah, interesant, nu știu dacă trebuie să... Venim în anul 1998 la izvorul Lunectare, câteva sute de metri de aici. Așa îi numeau localnici izvorul Lunectare, probabil de la Mitropolitul. Dar colegul nostru, Casian Balabaciuc, care pe atunci conducea un cerc de ecologie la liceul de la Moldovița, a vrut să pună o placă comemorativă în memoria lui Franz Cech, acest mare salvator al codrului secular Slătioara. Și venim cu copiii, povestim, eu poveștile astea le am de la un cartograf de la Fondul Bisericesc, cartograful Spătaru, deci sunt foarte bine scrise și rămase, venim, povestim, chiar cântăm niște cântece pentru pădure, totul e perfect, montăm placa în beton la izvorul Lunactare, o să o vedeți, și plecăm mulțumiți acasă. După câteva zile, niște cozi de topor de pe la direcția silvică, îl reclamă pe directorul direcției silvice de atunci, inginerul Flutur, că a făcut o construcție fără autorizație în codrul secular Slătioara. Se iau măsuri, se demontează placa, tot din cadrul direcției silvice, un inginer a dat ordin pădurarului să demonteze și lucrurile se termină așa. Nu se termină pentru că după câțiva ani placa este adusă din nou de oameni cu altă viziune și pusă la izvorul Lunectare. Așa că acolo are o placă comemorativă inginerul Franz Cech. Cred că puține plăci sunt prin pădurile noastre, pentru că multă lume este care a făcut bine acestor păduri și merită evidențiat. În alte țări sunt plăci destule comemorative. Da. Deci iată o istorie de peste 120-130 de ani de luptă pentru protejarea acestui codru secular. Nu suntem noi cei care tăiem numai. Sunt și oameni care au viziune pe termene medii și lungi, lucru care lipsește la noi, și care au făcut destul de mult bine acestor păduri. Astfel că noi suntem cei care beneficiem acum de, nu numai de frumusețea, nu numai de minunăția acestor păduri, dar și de bogăția de informații pe care ele ar vrea să le transmită, cu condiția noi să fim receptivi la ele. Asta voiam să vă întreb, care ar fi cele mai importante învățăminte pe care, în opinia dumneavoastră sau dumneavoastră, le-ați preluat de la acest codru, apropo de informații? Cum le vedeți transpunerea lor către practică? Eu am și transpus-o. Pe baza informațiilor pe care le-am obținut cât am lucrat în cercetare despre, nu numai despre Slătioară, și de Giumalău și despre codrul secular Călimani, am cerut și am militat, nu spun că am luptat, pentru introducerea unui curs de dinamică a ecosistemelor forestiere în cadrul pregătirii la masterat. De 10 ani acest curs se predă cu exemple din zonele acestea, dar și cu exemple din alte zone, de aiurea că bibliografia nu este accesibilă, și asta am făcut un prim lucru. În al doilea rând, am încercat să spunem chiar și unor specialiști: domnule, pădurea asta o vedeți dumneavoastră statică, pentru că așa ați văzut-o și acum 10 ani și poate acum 20 de ani, dar ea se transformă. Se transformă cu pași mici. Este un organism, nu numai ea în sine ca arboret, ca comunitate de arbori, dar este în sine ca un organism care adăpostește zeci de mii de viețuitoare și care așteaptă să ne spună foarte multe, cu condiția noi să ne găsim timp și răbdare să le studiem. Acum, ca o paranteză,
în anul 1940, profesorul Traian Ștefureac, care a fost mulți ani directorul grădinii botanice din București, dar care și are originile aici peste deal la Câmpul Lung, tatăl său a fost directorul școlii de arte și meserii, deci dumnealui, în 1940, când își făcea teza de doctorat, a găsit numai puțin de 130 de specii de mușchi. Numai mușchi. Dar gândiți-vă câte alte organisme pot trăi în această frumoasă pădure. Impresionant. Ne mai gândit și la licheni, ne mai gândit și la gâze și multe altele. Gâze, flori întârziate, muza mea satirică v-a închinat la tot, la toate câte o strofă lirică. Dacă știu că o să vă îngheți iarna mizerabilă, o să mă cuprinde o tristețe iremediabilă. Frumos. Asta nu puteți. Mulțumim mult, domn profesor, pentru frumoasa prezentare. Domnul doctor, și eu vă mulțumesc. O plăcere.